pe aceeași frecvență cu tine. Helps you get into that mood that you want to be in. Your happy place. Europa FM. Sunteți la drum cu prioritate. Cătălin Striblea este alături de noi. Salut, Cătălin, bine ai venit. Bine v-am găsit, Mihai, ce faceți? Ne descurcăm. Am înțeles, bine, punem mână de la mână și ne descurcăm împreună. Atunci, că așa e, sunt vremurile astea enorm de complicate. Punem mână de la mână și plătim o factură de gaze. Da, dar la o singură casă. Poate împreună reușim așa, de maniera asta. Am și alte vești proaste, foarte interesante însă și din punct de vedere politic. O să vezi că apar primele conflicte între PNL și PSD, altfel pe o temă foarte importantă și pot să vă povestesc imediat. Bun, să-l ascultăm pe Cătălin. Prieteni, în ultimele ore, unul dintre fruntașii PNL, chiar purtătorul de cuvânt, Ionuț Troie, a ridicat un semn de întrebare asupra modului în care ministrul sănătății, domnul Rafila, își face treaba și a vorbit domnul Troie de certificatul verde. După cum știți, PNL și PSD nu au un acord asupra existenței unui certificat verde. A existat un proiect legislativ care a ajuns în Parlament, s-a blocat, o asumare prin ordonanță a guvernului nu a fost posibilă, iar domnul Rafila a sugerat că a fost blocat politic, de-al minteri intențiile sale dinainte de a deveni ministru sau că am oprit în momentul în care a ajuns la Parlament Palatul Victoria și lucrurile au rămas așa, între ape. Nu e foarte clar ce și cum va fi legat de certificatul verde, dacă va fi unul sau certificat COVID, cum îi spune domnul Rafila. Ei bine, după împotmolirea asta, care durează de vreo lună încoace, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Troie, spune astăzi: domnule, eu personal mă așteptam să văd mai mult de la ministrul Rafila. A trecut ceva vreme și uite, așteptările noastre nu sunt împlinite, domnia sa n-a emis certificatul, ce ne facem că vine valul 5 peste noi? Într-un fel, are dreptate domnul Troie, dar uită că sunt în aceeași coaliție. Răspunsul a venit tot la nivel de purtător de cuvânt din partea cealaltă de la PSD. Sigur că a sunat ceva de genul ironic: domnul Troie este cel mai bun epidemiolog în pantaloni scurți, apropo de întâmplarea aceea când acestuia i s-a răsturnat camera cu care dădea un interviu de acasă în poală și era în pantaloni scurți. Dincolo de asta, PSD zice așa: domnule, e adevărat că n-avem certificat verde, dar mai bun ministru ca domnul Rafila nu e, pentru că el a rezolvat în câteva săptămâni ce n-au făcut alții în 2 ani. Și spune PSD: luați în calcul că domnul Rafila este cel care a făcut centrele de evaluare. Adevărul e undeva la jumate și pe ansamblu sună în felul următor: nu avem nici centre de evaluare, nu avem nici certificat verde. Centrele de evaluare sunt niște posibile viitoare, să le zicem, construcții, ambulatorii care să ia presiunea de pe spitalele de urgență și unde, dacă ești bolnav de COVID, te duci și te vede un medic de familie. Sunt așteptate între 160-230 de centre din astea. Guvernul lucrează la el, le face hărți, vede unde le pune pe hartă și cine o să lucreze acolo și mai ales cum e plătit și mai ales pe baza a ce e plătit. Deci, din două nu există niciuna, Mihai. Cătălin, te aștepți la o noapte a cuțitelor lungi cât de curând pe tema asta a certificatului verde? Nu neapărat, dar mă aștept la niște schimburi de replici. S-a mai întâmplat ceva între timp și nu neapărat. Cele două partide își pasează niște, niște dosare grele. Deci astăzi PNL a ieșit și a spus PSD-ului: n-ai făcut certificatul verde. Și fix, chiar în aceste momente, de fapt, Marcel Ciolacu vorbește, cred că la Antena 3 vorbește, da? Și explică de ce PNL este vinovat de facturile mari la energie. Și zice domnul Ciolacu: păi, voi nu faceți mare lucru, deși noi am venit cu idei și aș vrea să-i spun domnului Iohannis să ia el dosarul ăsta, că știți că de dimineață a cerut chestiunea asta, să intervină președintele Iohannis în facturile de la energie. Adică luați mortul de la mine și puneți-l la voi. Soluții n-are nici unul, nici altul și dându-și seama de chestiunea asta, fiecare încearcă să o mute în partea aia la altă. Dar parcă PSD-ul stă un pic mai liniștit pentru că e de puțin timp la guvernare.
Da. Și acum o să-i învățe graua moștenirea PNL-ului. E posibil, e posibil și asta. Ca întotdeauna. Da. E de etapă, o să mai insistăm la mici schimburi de genul ăsta, asta astăzi s-a întâmplat, deci domnul Ciolacu a fost primul care a mutat și a zis facturile la domnul Iohannis, răspunsul PNL-ului a fost, vedeți că n-aveți certificat verde. Realitatea este că dincolo de ce spun oamenii ăștia, problema rămâne, adică avem și facturi mari și nu avem nici certificat verde. Sigur, adică că nu da. E o soluție care să fie apărut acum. Ping-pongul ăsta este pe spatele nostru. Mulțumim mult, Cătălin. Dacă nu ați apucat să ascultați rubrica de la bun început, o găsiți integral în curând pe site-ul Europa FM sau pe Facebook-ul nostru Europa FM la secțiunea live-uri.